autenticitate. Asta vine de la tine. Să fii autentic. Autentic. Ce ai de spus și da, să fii autentic. Nu există originalitate, ce prinde la public și nu știu ce. Ce originalitate e de a fugi, de a fugi, că nu e un scop. Doar să fii autentic cu ce vrei tu să spui, asta prinde la public, sinceritate și autenticitate. Eu cred că în cazul nostru, acum, cumva, lucrurile s-au schimbat în ultimii ani. Nu cred că dacă mă duceam la începuturile mele care cizor la un teatru de stat și aș fi zis că vreau să montez un text scris de Ian Bărbâr sau de un alt autor tânăr contemporan, aș fi primit, ar fi primit ideea asta cu brațele deschise. Nu, nu s-a întâmplat. Mi s-a propus chiar să montez la Teatrul Național din Timișoara când acum 2 ani și mi s-a indus ideea că ar prefera un text clasic. Da, nu știu. Încerc să rămân consecvent cu ceea ce propun. Eu nu fac spectacole și colaborarea mea cu Ian nu este prin ideea de a promova, de a susține dramaturgia contemporană, pentru că nu mi se pare că e suficientă susținerea, ci e important să existe acolo realmente o colaborare și o muncă de echipă care face să fim împreună cu totul și nu mai e neapărat că eu, regizorul, decid care e textul, ci depinde de context, ne avem compania de teatru împreună, vorbim despre proiecte și poate să plece de la Ian, ca idee de text și pe urmă eu să regizez. Nu știu, de exemplu, când am făcut itinerarii, am și discutat despre asta, ca și lucru mai degrabă să fie ca o comandă de regie și o comandă de text. Adică să vină și invers dinamica și asta m-ar bucura, de fapt, dacă ar exista mai multe proiecte și nu doar ideea asta, pentru că pe mine orice ține de o noțiune din asta de susținere, integrare, mă deranjează. Sunt niște cuvinte care mă duc gândul la o ierarhie și la faptul că trebuie să ajutăm niște săraci pieți bine dramaturgi ca ei să fie în repertoriul marilor teatre de stat din România. Deci eu sper să... E bine că se discute, e bine că avem întâlnirea asta și cred că nu poate fi decât benefic, dar în același timp cred că ar fi bine și să ajungă să fie toată treaba asta un nou subiect în așa fel încât să nu mai trebuiască să vorbim despre dramaturgie susținută sau nesusținută. Nu-mi place să dau exemplu Franța, dar există programe clare atunci când, nu știu, și Ian știe mai bine să vorbească despre asta decât mine, când Teatrul Național de la Colin a decis ca tot programul repertorial să fie doar autori în viață și asta e o susținere reală. În rest, printr-un concurs, printr-un open call, printr-o... rămân așa niște chestii mici, care de fapt se racordează la o majoritate și, nu știu, chestia asta e un pic deranjantă. Dar, mă rog, asta vreau să zic răspunzând la întrebarea ta, că nu mai avem astăzi problema asta, cel puțin eu nu mă mai întâlnesc cu ea, sper să nu mă mai cheră nimeni care să-mi propună altceva decât ce vreau să fac. În același timp, eu am propus Pescărușul la TNB, în același timp, eu am propus la Ronda Sfântul Gheorghe și a fost la fel de bine. Nu știu dacă primite cuvântul, dar bine primite. Care e contextul și valorizarea textului în spațiu cultural francez? Cât de des le șomezi? Cum e instituit, de fapt, raportul ăsta cu autorul, cu autoarea care e în viață? Cum își valorizează, să zicem, spațiul cultural francez creația autorului în viață? Deja e un sistem de, protecție pentru autor. Noi aveam și un sistem de LSSD, societate de autor și compozitori dramatice și se ocupă teritoriile noastre de autor, adică când se joacă un spectacol, noi avem 10% care ne revenim din cât costă un spectacol să se joacă, sau 13% din încăsat.
Și că mă înțeles un cât de cât bine plecit și aveam, nu știu, adică anumite sume pe niște texte, lungime de text sau... Adică puteam să trăim din meseria asta și acolo începe, de fapt, deja, mi se pare că lipsa de protecție deja aici, în România, pe drepturile de autor, nu îți permite să trăiești neapărat bine din meseria asta. Adică puteam, eu puteam foarte bine din scriptură în Franța, adică 10% din vizibilitatea mea și din munca mea e vizibilă în România, dar 90% e în Elveția și în Franța, prin toate teatrele și turneul mare pe care se face pe text, mai degrabă de comandă, textul într-un moment dat m-a fost mai mult, am avut mai mult comandă sau din departament, de exemplu, în Saint-Saint-Denis, sau de teatre de stat, cum sunt Centrul Dramatic de la Bethune, de la Valence, de la Caen, sau Berlin de la Lyon, pentru că este în opera, pe libretto, adică de opera. Sunt mai mult, da, posibilitații și după mai reșteam pentru mine, când ai făcut un pic turnul teatrelor și tot unde toată unii am dragut, cumva, după mine companie. Și vine regizor care îți cer comanda pentru are deja vizibilitate, iar și alege un autor care are deja vizibilitate, nu și asta, cumva, se creează un fel din om, pentru, da, se bazează producție pe asta, adică noi în Franța nu venim să facem o producție doar cu un teatru, nu merge așa. Ne trebuie măcar 10 teatru care investește de început. Adică trebuie să... E o meserie extrem de greu producție în Franța pentru un regizor. Și începe 2-3 ani înainte de premieră. Adică avem și timp noi să facem laboratoriu, căutare, rezidența de creație. Adică avem timp. Nu e... Da, aici sistemul e fain pentru că poți să acționezi chiar în prezent. Adică ai intrat într-un teatru, două luni după ai premieră și lucrezi pe prezent, pe moment dat. E foarte greu să ai un, mai chiar la scritor, să ai un rezultat bun, adică pentru mine o piesă bună, să trebuie un an de lucru, cel puțin. Cu la urmă am avut o piață de asta. Adică a fost un coșmar cu regizorul, iar pe de la Proxei, dar era cu Eugen, dar comanda de text a plecat în regizor, conduscut în Franța, dar în fel și de abuzator, de fapt, dar asta am descoperit timpul, a fost oribil pentru mine. Dar am lucrat, am avut timp să lucrez un an de zile la textul ăsta. Se avea un rezultat pe care nu mi-a plăcut. N-am cerut foarte mult cu regizorul și i-am cu avocația, i-au drepturile de autor, dar am lăsat că era tineră, doar că nu știam cuțe de ea, turne mare, 2-3 ani după care urma. Și pentru ea nu fost pe asta. Dar am avut, da, cumva m-am bucurat că n-am fost acum, mai cu Eugen, de exemplu, pentru la un. Și am putut să-mi readaptez cumva, să mai, nu știu dacă ați suspectat, dar rolul Ana și Bade am nu există în text început. Doar era un lucru de intrare despre peștere, care era deja în text original, dar după aceea face cu șoseta, să vă stă o setă, sau... L-am scris pentru ea să fie, să fie integrat cumva în ecuația asta și... Da, și se readaptez și se lucrez la... Da, la scena acolo, adică asta e ce o altă dezbatere. Dar da, începe cu protecție, adică suntem autor, adică la muzică plătești drepturile de autor, dacă nu știu, ești jucat la radio, la televiziune, la teatru, tot trebuie să fie atent. Este o meserie și pentru să faci meseria asta bine, trebuie să plătești de meseria asta, de fapt. Și fără protecție, asta vine și de la stat și cum e organizat și tot sistemul, nu ai cum să ai autor pe bun. Poate acum preferam să ne mai spun puțin, pentru că nu știu câți dintre noi suntem de fapt familiarizați cu contextul de lucru. Poate ne spui puțin ce înseamnă de fapt o comandă de text și care sunt etapele unei comenzi de text? Adică cumva, cum se construiește un text în urma unei comenzi? Pentru că cred că e important, cred că ne... Poate să trăiască în Franța din scris. Noi
știm foarte bine, niciun autor de teatru, nici o autoare de teatru din România nu poate să trăiască din scris. Nu are cum. Predăm și eu predau și Alexandra, predăm și cam toată lumea mai are un alt job. E important cumva să poți să trăiești, mi se pare că asta e, asta e principala bază de la care pornim o discuție, să poți să faci meseria care să fie plătită și să ai timp. Dar ce înseamnă, de fapt, această comandă? Cum îți dezvolți o piesă în urma unei comenzi? Care e, te contactează directorul, te contactează secretarul de dramaturg? Care e metoda? Care e tipul de lucru? Sunt diferite tipuri de comandă. De obicei, de contact la teatru, e directorul sau cu director. La noi nu e doar un om sau o femeie, sunt două, sunt de grav un minun des și unul dintre ei te contactează, dar nu de o zi la alta, nu zice, dragă, e întrebat pentru mine, asta nu mă face. Cel puțin un an înainte, adică la noi totul e programat un an înainte. Adică știm, de exemplu, acum suntem în noiembrie, teatrele din Franța știu ce se va adica sezonul următoare. Adică totul e programat cumva pentru un fel. Ai o comandă și comanda nu neapărat sunt foarte... Noi trăim și cu asta, dar nu neapărat e exercițiul cel mai ușor, că des e foarte orientat. Zice, ai doi actori, faci pentru doi actori, dar fi un 50 de minute, un 60 de minute, dar și pe tema asta, vreau să dezvoltam, nu știu, tema nouă, tehnologie. Tu scrii acum despre nuclear, să tu știi, adică e foarte fain că descoperi niște chestii și ne dau timp și mijloacele să căutăm și să facem interviurile cu oameni și să... și cu echipe, și des când lucrez și cu regizorul după aceea, dacă nu sunt un bine cu regizorul de început, ci s-a întâmplat, vine textul primul și după alege un director sau o regizoară sau un regizor și după se face legătura asta, dacă ai timp sau nu. Adică sunt și de obicei, eu când lucrez cu regizorul în Franța, mergea se stau cu ei și în repetiție tot timpul, dar nu neapărat poți, se fac. Asta și se stau cu ei și se fac și fac dramaturgie, spectacolul în acest timp, sau se lucrează eu cu altfel, să adaptez niște chestii. Sau, dar, de obicei, des, fac casting cu regizor. Că textul e doar la început, sau, și îmi place asta, că alegem împreună actorilor și știu pentru cine scriu. Și poate să, în timpul dezvoltarea unui rol, unui personaj, poate să discut cu actor și să știu cine este. Și asta e foarte, și tot timpul eu pun un mic secret personajul care aparține actorului și pentru el, da, e candidatul și e ceva care urmează pentru el. Dacă după textul e montat și pe altă companie să vă de cineva, dacă a fost creat de cineva și când editat textul e scris că actorul cu tare, creatorul nu știe să fie. Și e fain asta. E o colaborare, nu numai cu regizor, dar și cu actor, cu el, până la urmă sunt portător textele pe care vor fi jucate. Dar comandă, da, ești pe cei, dacă vorbim și de cifrele, când ești începător, comandele sunt 7.000 de euro, când ai experiența, sunt în jurul de 7.000 de euro, comandă de text. Și după vin drepturile de autor. Deci textul nu e comparat. După poate să fie montat și de altă companie, și de altă regizor. Și nu e exclusivitate. Poți să ceri exclusivitate, eu refuz de asta. Nu sunt de acord cu ideea asta de exclusivitate, mai ales că text și în Franța, după aceea, sunt de companie amator sau în liceu, în școală, sunt studiați în școală, că avem și zona asta de ediție pe care este foarte dezvoltată. Și are toată, nu e doar un, da, textele nu sunt numai o piesă pus în scenă de un spectacol, există și un text, există și în sine și asta e frumos într-un fel. Dar comandele, da, comandele de text pleacă de asta. La teatru e foarte orientat și cu comandă și durată, actor și temă. Și tot asta cumva e... Dar mai chiar te las liniște. Poate să zice... Asta e rezultatul meu. Nu vine să zic, a, nu, respire, asta nu-mi place. Regizor e acela, e mult mai nașa și mult mai iubită. Că și el are, nu știu, poate le ideu început sau ce vrei tu să zici sau nu știu ce. Și după vine și spune, a, nu știu ce. Și poate să-mi trăim dezbatere și rescritură și... Și la un moment dat, da, e o luptă, adică fiecare cum este să ia lui. Adică eu de-aia fac dramaturgie și ajut cumva regizor în timpul de creație,
pe un moment dat și îmi zic, hai, scena ta e nașpa, nu faci asta, eu știu mai bine. Și tot așa, adică trebuie să zic, da, e luptă de respect și de ierarhie și când se pune asta și, da, poate să fie foarte dificil sau foarte greu, dar încă o dată avem protecție de mai multe societate care de autor care ne reprezinte, noi avem niciun cuvânt, dacă nu ne place un spectacol sau chestii, putem să zicem, nu vreau să fie jucat de, nu vreau să fie sincer, nu vreau așa, poți să-mi zic reprezentațiile și asta ne dă o putere și puterea asta ne dă un mare respect. Putem să vedem în ultimii ani mai multe spectacole la care, pentru care tu ai colaborat cu Ian, mă refer la Itinerarii, mă refer la Hon, un spectacol produs la Sfântul Gheorghe și acum Livada, un spectacol pe care voi l-ați făcut recent la Teatru Odeon. Sunt texte extrem de diferite, sunt structuri dramaturgice foarte diferite, sunt provocări la fel de diferite și vreau să te întreb din punctul tău de vedere, pentru că eu mi-a spus puțin cam care e modul lui de raportare, cum lucrezi tu în echipă cu Ian? De unde porniți? La ce concluzii ajungeți sau uneori poate nu ajungeți? Dacă au existat la un moment dat obstacole, din punctul tău de vedere, cum e colaborarea asta? Noi suntem împreună de 14 ani, e complicat să fac abstracție de chestia asta și atunci n-am cum să spun foarte deschis că suntem un cuplu și în viața de zi cu zi și atunci dialogul e altul. Deci altar mai repede, ca comanda de text e altă. Ce să zic? La Rond e un text care era deja scris, care mi-a plăcut foarte mult. Ian a trăit experiența asta neplăcută în colaborarea cu regizorul francez care i-a comandat textul și ne-am dorit să îi dăm o viață nouă acestui text și mi s-a părut că se potrivește cu Ian. Chiar multă lume acum, după reprezentațiile de la FNT, au și semnalat chestia asta, că i s-a părut că a fost scris pentru ei. Anyway, chiar a funcționat foarte bine cu această trupă și fiind deja un text scris cu modificările pe care Ian spunea pe care le-a adus. Pentru Itinerarii a fost un proiect la care s-a pornit de la o echipă. M-am întâlnit mai mulți actori, am ales echipa de actori și actrițe aici, la CUB. Și pe urmă a fost o etapă de workshop, de laborator, pe rezidențe, etape de lucru, improvizații, interviuri, mă rog, tot ce propunea Ian pe partea de scriere și eu pe partea de regie, de spațiu, de exercițiu așa fizic, să zic. Și s-a articulat în jurul acestor mărturii personale, îmbinate cu scene din piesele teatrului clasic sau repertoriu. Iar mai apoi am avut o livadă, noi am pornit inițial de la livada de Vichy, fusesem la Avignon cu Mirela, la Tiago Rodriguez, la livada de Vichy, la Curtea de Onoare. Și după spectacol am stat la o cină și am vorbit despre Isabel Huppert și textul și spectacolul lui Tiago și nu știu cum a pornit discuția la un moment dat despre legea retrocedării și atunci am zis că ar fi o idee ce chestii ar fi să povestim livada prin perspectiva asta a istoriei României și cu care s-a confruntat multă lume, familia mea implicit și multe alte, probabil, toată lumea știe. Și pornind de la livada de Vișini, am zis să rescriem povestea asta, mă rog, Ian să o rescrie, eu mai degrabă vizual, și să... Când nu mai este, ce? Și am adaptat ce? Și să rămână acest dialog, cumva, între textul clasic și textul lui Ian. Și a fost o scriere realmente de platou, nu știu, dacă e... Am scris foarte scurt, am avut foarte multe proiecte, din păcate prea
multe și am avut o livadă care a fost un proiect destul de zbuciumat așa din cauza producției, că trebuia să începem și să facem anul trecut, s-a mutat pe anul ăsta, că nu mai am bani, că timp de lucru, că na, lucrurile astea concrete și constrângeri financiare și mai palpabile, să zic așa, cu care ne confruntăm. Și în perioada repetițiilor, noi am început în noiembrie, am trecut o primă săptămână de lucru, care mai degrabă s-a făcut așa improvizații și pe marginea temelor pe care vreau să le aducem, mă rog, tema pierderii, a proprietății, a sentimentului de apartenență. Și după săptămâna asta, i-a început să dezvolte cumva un construct, un fir roșu, o poveste, care inițial era pe mai multe epoci, pe urmă s-a modificat și a rămas doar în anii 90. Și cu naratorul Matei, care de fapt integrează și povestea lui Cehov. Și s-a scris realmente în timpul repetițiilor, zilnic, venea ca și la itinerare, de fapt. Venea cu un nou monolog, cu o nouă scenă, a avut și ajutorul, sau nu știu dacă ăsta e cuvântul, al Paulei Rusu, care a fost asistenta de dramaturgie a lui Dan și care a ajutat foarte mult și deja pentru limbă, pentru adaptarea textului francez în română pe anumite pe locuri. Dar, de exemplu, revenind la întrebarea de dinainte, prima, că vorbind acum despre Paula, nu sunt convins că astăzi, dacă m-aș duce chiar și eu, în momentul ăsta în care mă aflu, nu sunt convins că dacă m-aș duce la un teatru de stat și a spune că vreau să montez un text al dramaturgei Paula Rusu, va fi foarte bine primită propunerea mea. Ian are și el deja o altă validare din partea Dar așa lucrăm, adică lucrăm pentru că considerăm că o temă e aproape de noi, că o trupă are nevoie să vorbim despre subiectul respectiv sau că, nu știu, există cumva un dialog între ceea ce el își dorește și eu îmi doresc. Da, dar asta și ca legătura despre că se lucreze și atât de statii trupe, e exact la fel. Pentru mine și lucrez la comanda de text, care e foarte orientat cu tema, cu anumite. Că asta e diferența mare pentru noi și simt asta și în muncă. La mine era ceva, era să zice aminte, itinerarii noi, mai exactori. Și când te duci într-un teatru de stat, se lucrează mai multe oameni. Adică nu e un spect, nu mi se pare așa de liber, e totul constrângere. Și plec în noi și în munca noastră, de la actor, de la... Adică, să fie un dialog în permanență cu toate echipă, dar e un constrângere mare, îmi spune, e tot o comandă, de fapt, cumva. Dar din o trupă sau din teatru, de o întâlnire și din timp în timp, da, e rezultatul, da, întâlnire, niște energie și un moment, un timp de lucru, niște oameni poate ne înțelegem foarte bine, poate nu. Și a fost cazul, că nu ne înțelegem sau, de exemplu, la livada următoare, plecat din distribuție pentru că am scris un rol de homosexual și nu era ok pentru el. Și a plecat. Adică sunt niște chestii din asta. Încă astăzi. Mulțumim foarte mult!